Salutare, dragi prieteni! Astăzi e o zi norată. Ne-am gândit să facem o plimbare la câini, o să-i scoatem pe fiecare în parte. Deja unul l-am aici în spatele meu. Ce faci, mă? Eu vreau să profităm de faptul ăsta că e norat afară. Vă dați seama la ce blană au caucazienii, e greu pentru ei și pe căldura aia să te carcui pe deal. Și așa spunea cineva pe rubrica de comentarii, să mai scoatem și caucazienii, să-i vadă, să așa. Și astăzi am zis că e perfect pentru așa ceva. Deci nu e căldură, nu e o zi de asta sufocantă să scoată limba de un cot afară. Așa că o să profităm de treaba asta, mergem în luăm pe Nils, mai luăm două femele caucazian. Pe Oscar o să lăsăm de moment acolo pentru că sunt masculi, se pot lua la bătaie, nu poți să-i ții. Și atunci o să scoatem pe rând așa. Deci mergem acum la Nils, am luat o cure, am dat niște găuri pentru că practic o scoate după cap. Era cam largă de el, a fost o curea pentru ciobăneștii caucazieni. Și o să mergem cu ei pe aici în grădină. O să filmăm de acolo de sus să vă arătăm grădina noastră. Ce-i drept e cam multă vegetație, mult salcâm, pruni, totul harababur acolo. Dar eu am lăsat-o așa pentru umbră, pentru oxigen, pentru n-am stat să tai totul pe ras. Da, alături de noi distinsa țiții. Deci un câine foarte atașat de voi. Când am plecat în Spania, această cățelușă, două săptămâni, n-a mâncat și n-a băut apă. Oricum a fost o traumă pentru ea, nici noi nu ne-am dat seama. Am zis că e cu maică mea aceea, dar ea era atașată de noi. Am crescut-o de la o zi, vă dați seama. În fine, iar ne lungim cu vorba. Mergem în luăm pe Nils. Între timp poate vrea să ne mai spună el ceva. O să vedem acolo la fața locului. Haideți, nu mai pierdem. Hai să mergem. Uite și pe la cum face armata ea. Nu de alta, nu că mă grăbesc, dar nu vreau să mă prindă ploaia, că e păcat. E păcat, tot e nurat, tot e răcoare, e perfect acum de scos câini. Dacă o fi să mai vorbim pe acolo, până grădină. Așa, bun. Mergem la Nils, poate surprindem ceva, frate, vrea să ne spună, poate vrea să zică ceva, că el e obișnuit și va obișnui mereu cu celebrul lui mormăit. Haideți la el. Deci acum o să mergem să-l surprindem mai întâi, să vedem ce face. Ce faci, Nils? Ce vrei, băiatul? Ha? Vrei să vorbești? Gata. Hai zi acum, dacă tot ai zis zi. Hai, zi. Nils, băi, supărăciosule, morocănosule, trage a ploaie, vino cu amă. Hai zi. Ia zi. Ha? Vrei să ne plimbăm? Zi. Mergem să ne plimbăm? Nisache, e supărat, mă? E supărat băiatul? Hai, da, mă, hai să ne plimbăm, mă, hai! Nils, hai, mă, să ne plimbăm, mă! Nils e puțin morăcănos, cred că și de la vremea asta, nu mai stăm... N-ai vrut să vorbești cu Fanny, mă, n-ai vrut să fie rușine. M-ai făcut de râs, de ce n-ai vrut să vorbești cu Fanny, a? Ești morocănoas, ți-e somn, n-ai dormit azi noapte? Ia zi, mergem să ne plimbăm? Zi, mă, mergem? Ha? Ce mergi facem cu fetele? Mergi cu fetele, mă, la plimbare? Ia zi. Zi, mă! Ce? Hai să legăm băiatul. Să mergem să ne plimbăm. Hai că nu mai e cald afară. Gata, hai că mergem acum. Stai așa un pic. Mergem acum, băiatul. Ești nerăbdător? Da, mă, ești nerăbdător? Hă? Ești nerăbdător? Hai să mergi, hai! Ușor, ia uite-mă, a prins putere!
Cu Nils o să meargă Ana, eu am să iau cele două femele, sunt un pic mai puternice și trebuie ținute foarte bine să nu le scăpăm. Sunt în perioada de năpârlire, vânduța a scăpat de treaba asta, am pieptănat-o mai des. Această femeie a rămas un pic mai la urmă pentru că e mai, nu prea stă, să cam gâdile, să cam o facem un pic mai rar. Hai, poți să-i duci pe toți trei? Aici este grădina noastră. Pruni, salcâmi, sălcii, tot ce se vede este la noi în grădină. I-am dat drumul lui Nils, să vedem ce face. Nu știu dacă se mai se vede pe cameră, dar Cristi după Nils abia l-a prins. Dacă n-a alergat după el, îl pierde. Și s-a făcut limba cravat. Vă spun eu. L-ai prins? Am făcut ca voi, am dat drumul și mi-am făcut de lucru, am alergat după el turnul acolo și a sus. Deci o ia de bezmetic, nu e obișnuit și hai, abia mai pot să vorbesc. O ia pe mărăcini ăștia să pierde. Trage unde o fi fost el, că am înțeles că a mai fost și pe la o stână de oi, nu știu. Pe unde și-aduce la minte, el o ia duduca. Așa că îl plimbăm frumos de lesă, cel mai indicat. Nu stau să alerg acum în toate grădinile după el. Am venit să ne plimbăm, nu să... Ele știe, n-ai treabă. Nu să-l căutăm. Da, ciobăneștii caucazieni au fost, aici au crescut, dar Nils Ache e un câine de 3 săptămâni la noi, așa că... Mașina urcă la cruce.
Da, cam asta e. Trebuie să-i ții din spus. Uite, vine Țiți, vulpița, dar nimeni nu știu ce. Sunt câini care au fost obișnuiți cu treaba asta. Ăsta a luat-o de sănătoasa direct între mărăcini, direct în malul ăla acolo. Fii atent la vulpița, mi-am zis degeaba vulpița, uite cum sare. Chiar ca o vulpe n-aia. Nu se vede pe cameră, dar... V-am dat scos din bază de 7 metri. Nu și-a făcut damblaua, le-am dat un pic drumul așa mare, dar trebuie să fii cu ochii pe ei, pentru că mai vin pe aici turiști. Chiar acum a urcat cineva cu un SUV acolo sus la cruce, unde vă spuneam. Ia stai să văd dacă se vede. Deci trebuie să fii cu ochii în patru, pentru a nu avea surprize neplăcute. Se vede. Ca și o scurtă prezentare, aici avem o femelă de 2 ani jumate, iar aici avem o femelă de 3 ani jumate. Dă lăbuță. Bravo. Bravo. Dă lăbuță. Dă lăbuță. Hai la altă. Hai la altă. Dă lăbuță. Dă lăbuță. Bravo. Bravo, fată. Bravo. Dă lăbuța. Dă lăbuța. Bravo, fată. Bravo. 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 Ne-am ocupat de educația lor de când erau mici. Și rezultatele sunt pe măsură. Acum l-am scos doar pe Nils și Oscar. Încercăm oarecum o asociere între ei. O să-i ținem la distanță și poate reușim cel puțin să păstreze așa o relație de prietenie. Încercăm. Mergeam în spatele lui Nils. Oarecum am văzut puțină teamă în el, pentru că vă dați seama, e animal, el nu știe. Dă-și cum vreau să vorbesc și eu. Băi, mă las să vorbesc și eu. Gata. Oarecum avea un pic de teamă, pentru că vă dați seama, acest câine cu siguranță a fost pus la bătaie cu alți câini. Urechea aia tăiată indică faptul ăsta. Și atunci animalul nu are de unde să știe că tu îl duci să-l plimbi sau să-l asociezi cu al câine. El merge pe ideea că îl vei duce la o luptă. Și oarecum era puțin speriat, dezamăgit, ca să zic așa. Noi nu facem nimic altceva decât să-i împrietenim pe acești câini. Fac parte din familia noastră, așa că trebuie să asociați fără niciun fel de discuție. Am să mă ocup personal de treaba asta. Dar ca fapt divers s-a simțit teama în Nils, pentru că sunt sigur că ciobanii la stână pe undeva l-au pus la bătaie cu urechea aia tăiată, indică la fix faptul că el a fost dat cu alți câini la bătaie. Imediat o să-i lăsăm să se miroasă ei, dar îi mai plimbăm puțin. Mai ducem în stânga, în dreapta, să-și miroase ei bine urmele, după care o să-i apropiem, dar în limita bunului simț. Da, el e Oscar, îl știți cu toții.
M-a stupat aici cu totul, nu mai mă văd de el. Un câine de 3 ani jumate. Acum să întoarcem camera invers. Ce faci, bă, eu, tău, bă, frate, bă, nebunule, bă, eu te-am rupt pe hainele pe mine. Ți-a făcut? Îi dau una în cap. Ce ai, ești nebun? Ți-a făcut? Ce ai? Stai cu minte. O să întoarcem camera și o să vă prezentăm cum mergem noi așa ușor cu el la pas și cu Oscar și cu Nils. Să vedeți reacția lor. Pare că nu reușim treaba asta, caucazianul e un câine mai agresiv de fire, nici mioriticul nu e, nu e mai prejos, ați văzut că și el ripostează în felul lui. Nu știu ce să zic, e greu de făcut treaba asta, trebuie să ai multă răbdare. În timp, totul e în timp, n-ai cum să faci totul într-o zi. Tot secretul, vizite până să plictisesc unul de altul. Deci asta e ideea la... Mă, ce-i? Ce-i cu el? Nu o să-l stresăm că săracul câine, vă dați seama. Noi am încercat, tot am venit cu el la plimbare aici, am zis să încercăm, de ce nu? Până nu încerci, n-ai de unde să... n-ai cum să-i împrietenești. Așa că puțin câte puțin, la o plimbare, la o vizită printre gard, poate reușim să îi împrietenim, că ați văzut. Restul câinilor la noi nu se bat, nu, decât aici e o problemă, pentru că e un câine mare, e un câine cu autoritate, nici Nils nu-i mai prejos, e și el tot așa un câine de talie mare, e greu, doi câini mari, să-i poți minții așa, ca să zic, să-i poți păcăli, să-i împrietenești. E la mintea cucoșului, dar noi încercăm, ne facem datoria, poate cine știe. Totul e făcut în limita bunului simț, nu stresăm câinea. I-am văzut, s-au lătrat, ne retragem, îi mai plimbăm așa un pic pe aici, după care îi ducem la padocurile lor. De ce nativ la ciobănescul caucazian să fie un pic agresiv? Pentru că asta e el, e un câine de pază, este un câine cu personalitate. Deci asta e rasa lui care îl definește, e un câine rău. Dar îi trece nebuneala asta, o să se plictisească, ce o să fac? Hai, unde pune-te jos, stai jos. Nu, să iubească tata pe el, dă blănusul meu. Ce aveți? Ha 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 ha
că abia am putut să-l țin. Sincer vă spun. A prins puteri. Haide. Deci cam atât pentru astăzi, mergem și noi acasă, i-am plimbat pe aici, s-au plictisit, cred că le este și sete. Eu sunt Cristi. Eu sunt Ana. Voi ați fost alături de noi, nu ne rămâne decât să vă spunem la revedere și multă sănătate. Ciao!